stradă ce de pompare, pe aici undeva, după ce am văzut cu noi. Da, dar e chiar de aici, mai încolo, în partea aia. Aici stația de pompare. Apa nu curge tot timpul, ea curge periodic. Când se umple, ea se simte. Uh-huh. Ca miros se simte acolo. Mustețe rare. Hai să vedem. Nu poate să vedem. Nu poate să vedem. Ai găsit? Nu. Acolo e așa... un perete de vegetație. Înțeleg ce mai departe. Dar mirosul se simte. Poți să-i îngrădim de mers în vreo de. Dar mirosul se simte. Mirosul vine de la rezervor? Nu, știu de la spate. Ce zapă și probabil. Păi, dar pe aici și curgea. Pe aici și curgea, de aici și venea. Da. Apa de canalizare, ne spuneți, vă rog, când a fost ultima dată aici, când ați văzut-o? Da, în fiecare seară? Vine apa de canalizare, da? Uh-huh. Și curge... Și ziua se usucă, da? Trebuie să duci tot în iazbă, din cer. A, da, puteam să vedem de unde, cum curge, de unde apare. Tot spitalul. Știm că tot spitalul, dar de unde de aici putem să vedem? Ea începe mai departe, da? Păi măcar să știu că îți vine în Vaposel. La nimeni cineva de mult, ăsta e un proiect. Dar noi pentru asta și-am venit, ca să găsim soluție. Domnul Muste, de unde curge? Și acum curge. Iată, ea vine de la spital. Și se duce prin grădină de oameni. Da. Dar, dar de ce vine din coace? Coagul din co? Așa merge probabil țava. Așa merge... țava merge așa. Țava de canalizare merge în chinul ăsta. Da, iată aici probabil și trebuie să mească. Ia ca de aici sunt este râul cu bol. Foarte frumos, început. Foarte frumos început. Statul la râu, primul izvor. Da, noi și-am care merge prin tot satul. Poți primărit, dacă eu spus că spui un filtru, nu știu ce e. Primărit, care? De la Lipnex sau de la Ocul? La Ocul. Când a fost? Care câștigat atrilătură. Acum? Da. Cum îi spunea? Zalevska. Zalevska? Da, nu și ne-am dus. Și când a zis ea care spui filtru? Nu, încă anul trecut a fost comisie, au fost vreo 40 de oameni, dar... Nu știu, a curit oameni, dar hai de să veniți în pace, dar încerc. Haideți să facem împreună revul. Da? Pentru împreună atunci se reușește. Da, da. Dumneavoastră nu veniți la
audieri publice, nu v-a invitat primărița? Acum, la 12, la primărie, la cum? Puteți să veniți, dacă vreți, că o să testăm și apa. Și puteți să aduceți și apa de la fântână, de unde luați apă și beți. Și un recipient curat de sticlă. Facem audieri publice, discutăm, am invitat. Doamna Maria Sandu va face testări. De la Institutul de Puteți să vedeți ce beți. Și respectiv toți actorii să încercăm să găsim soluții. Mașina noastră plecată. Eu astea sticlile mi-l las aici. E până că crești capul de treabă. Și cât eu îi face analizele, dumneavoastră îți vorbiți? Vorbim. Și eu mă voi include. Doamna Ina, doamna Ina, cu dumneavoastră azi o să lucrez secretară, bine? Da. Astăzi încă, da. Doamna Sandu, da, de ce eu aici pun numărul 1? Ia că eu am vrut să dau, dacă unde se scrie, dacă nu, atunci eu dau... Este scris, dacă și imediat să văd. Mie îmi trebuie să scriu și eu aici. Asta va fi proba 0. Așa. 1. Scriți sau nu? 2. Acum facem nitrații. Ceea ce la acumularea nitratelor în apă contribuim noi. Miceu, gunoiul, aruncăm tot în jurul casei. Deci, numai nitrații facem astăzi. Punctul medical, de la școală, grădiniță, biserică. Biserica și primărie. Iată aceste 5 obligatoriu, că eu nu pot pleca de aici până nu vedem. La biserică se face adiazmă, nu? Trebuie să facem analiză. Prima probă va fi apa distilată. Apa distilată. Celelalte va fi apa distilată și proba dumneavoastră. Dai? Da. Ia că scrieți aici pe capac. Păi, de asta și vrem acum și să Trebuie să așteptăm, da? Păi da. Și aveți și discuții aici, nu mai simplu analiza. Eu? Da, dar nu vă prezintă.
Bună ziua, stimați participanți la evenimentul nostru de astăzi, care este organizat în cadrul proiectului promovarea dezvoltării durabile în Republica Moldova prin protejarea dreptului omului la un mediu sănătos. Acest proiect este organizat, este susținut de Ambasada Statelor Unite ale Americii și prevede ca o componentă sau ca o activitate în cadrul proiectului organizarea dezbaterilor publice sau audierilor publice pe problema poluării râului Cubota în satul Lipnic de la Spitalul Raional Oana. Deci, probabil, mulți din dumneavoastră sau toți cunosc această problemă și eu sunt sigură că vreți să găsim și o soluție împreună. De ce și am organizat această întâlnire astăzi și intenția noastră sau dorința noastră este să dezbatem această problemă împreună și să găsim aceste soluții care ar putea să ne ajute să rezolvăm problema poluării râului Cubolta sau izvorului Cubolta, că de aici pornește râul Cubolta din satul Lipnic și nu doar râul Cubolta, dar foliază și apele freatice, apele pe care dumneavoastră le consumați în calitate de apă potabilă. Am invitat nu doar populația din comuna Lipnic, dar și reprezentanții Inspecției Ecologice Raionale, Ocnița, Centrul de Sănătate Publică, Ocnița. Am invitat și directorul de la Spitalul Raional Ocnița, care a fost interesat să participe și el la această întâlnire și să discute căi de soluționare acestei probleme. Și, de asemenea, am invitat și reprezentantul Inspectoratului Ecologic de Stat, domnul Mihai Mustea, care poate să ne vorbească de această problemă și să ne depine un pic istoricul acestei probleme și să vedem care ar putea fi soluții și din partea Inspectoratului Ecologic de Stat pentru rezolvarea problemei. Am invitat-o pe doamna Maria Sandu, director adjunct al Institutului de Ecologie și Geografie, ca dumneai să ne ajute să facem probe din fântânile de mină, deci fântânile care sunt sursa dumneavoastră de aprovizionare cu apă potabilă și doar nitrații. Da, astăzi verificăm doar nitrații. Doamna Sandu are să vă povestească mai mult despre metoda pe care o practică și această metodă este patentată. Putem să vedem într-adevăr care este concentrația de nitrați în fântână și aici o să obțineți o informație care vorbește de la sine și o să discutăm care sunt sursele de poluare și de unde vin nitrații și ce trebuie să faceți ca să nu aveți nitrați în fântânile de mină și apa să fie mai curată, în caz că ea este, dar vom vedea după analiză. Și sunt foarte bucuroasă să văd un număr atât de larg de oameni, de cetățeni. Asta înseamnă că vă pasă de această problemă, sunteți interesați într-adevăr ce beți și lucrul acesta este foarte important. De aici și putem să pornim mai departe cu diferite soluții, diferite posibilități de îmbunătățire a situației ecologice din comuna Lipnic. Atunci când populația îi pasă, problemele se rezolvă mai ușor și mai repede. Problema apei, în primul rând, e complicată. Chiar în incinta spitalului, dotarea spitalului cu apă potabilă, avem probleme că mai ales cu canalizarea care trece pe sub calea ferată și până, care ajunge până la colector. Deci e că lumea noastră nu tot timpul e înțeleaptă. Și mă scuzați, în canalizarea și ea aruncă și gunoi. Și ce nu s-a scos? Că eu, lucrătorii noștri și cu forțele proprie, câteodată o descurcăm. Și câteodată apele este, mă scuzați, ies și într-o. În care cauză, într-adevăr, lumea
din Mahalaua asta, care de pe traseu, chiar nu-i mulțumit, într-adevăr. Și nemulțumirile astea le primim, din păcate, noi. Pe zi, până la 20 de metri cub de apă, se trece prin canalizarea asta. Deșeurile medicale care sunt la noi, este foarte cerințe dure față de toată problema asta de jei, că noi, tot spitalul trece acreditarea și în fiecare an suntem reevaluarea acreditării. Și cu deșeurile medicale, am vedere, care mai ales din sălile de operații, din altele secții, întâi se dezinfectează și apoi se dă drumul în canalizare. Ce este apa? Apa este viața noastră. Și când ne gândim că așa tăs într-o parte și în alta, că hai să facem astea, azi facem mâine, uitam de tăpi, într-adevăr, când ne-am gândit că este asta apă poluată care începe de la Lipnic să marg și trece prin 16 localități, prin 16 sate, care se alimentează poate și populația, poate și un animal și așa mai departe, și cu râsul ăsta de la spital care vine, aici nu am gândit nelepțictăs. Cu bolta se revarsă în Răut, Răut în Nistru, Chișinău e alimentat cu apă din Nistru și așa mai departe. Și cât de puțin, dar în orice caz nimerește acolo ceva, ceva nu se nimerește. Și depinde de mine mai departe, cu răulețul, cu bolta, eu să mă stăvui. M-am început de la izvoraș a face ordine, o merge mai departe. Am vorbit cu gospodarii de pe o parte a răulețului, de pe altă, de pe malul stâng, de pe malul drept. M-au înțeles, fac curățenie. Într-adevăr, sunt gospodării care sunt satisfăcut cu răspunsul la apelul meu care le-am dat lor. Și eu cred că și depinde de primărie Lipnic. O să fie pozitiv. Dar finanțare... Deci la 2008 eu am adus un argument când primăria Ocnița a obținut 1 milion de lei de la Fondul Ecologic Național, la care am contribuit și eu ca expert, fiindcă toate problemele ce țin de apă trec prin mine ca expert la acest fond și de regulă eu le susțin. Acel milion nu s-a utilizat corect. Pe teritoriul dumneavoastră a fost stații de pompare care trebuia să preia apele și să ducă la stații de pompare care, la stații de depurare care astăzi nu funcționează. Doamna primar a făcut o stație în partea de jos, în sectorul așa numitul Iubileinei, în sectorul unde sunt locuri multietajate, de unde apa se ia de la apartamente. Evident, acolo se acumulează apă și trebuie să fie depurată. Și stația, fiind prevăzută de 1000 de cubi, s-a făcut de 300 de metri cubi. Cu toate că și această capacitate are posibilitatea de extindere. Cu toate că banii care au fost alocați trebuia să fie pentru toate patru stații. Deci banii s-au cheltuit pentru alte lucrări care au fost confirmate prin niște facturi. S-au preocupat organele de financiare și au stabilit că parcă e tot normal. Am avut niște convorbiri și cu doamna Zărevski. Cu regret, stația astăzi nu este pusă în funcțiune 100%. Deci noi acum ne gândim în luna noiembrie-decembrie, după ce s-a finalizat puțin această campanie foarte complicată electorală, să discutăm la colegii ministerilor, personal eu am propus această problemă, de a examina problema de conlucrare organelor din mediu, de acord comun cu organele de sănătate din teritoriu, agenții economici, în vederea asigurării securității ecologice în teritoriul respectiv. Din cei mici bani, cei mici reuți, acele surse care dumneavoastră le aveți pentru diferite activități și pentru protecția mediului, puneți în planul dumneavoastră financiar ca să fie, fiindcă sunt niște reguli de joc dure la orice fond, deci se cere numai decât necesitatea, se necesită numai decât contribuția solicitară. Deci, contribuția primăriei să fie puțin, poate contribuția Consiliului Raunat să fie puțin, eu știu, poate cu dumneavoastră puteți ceva să ajutați, ca problema să plece din lor. În caz contrar, vă asigur că ce am vorbit în 2008, ce vorbim în 2008, ce vom vorbi și în 2008. Deci, pe parcursul mai multor ani, atunci când Spitalul Raional era aprovizionat din rețeaua de apă a orașului Ocnița, volumul de apă era mult mai puțin
și nu era problema atât de stringent. Deja din anul trecut, când Spitalul Raional Ocnița și-a hotărât problema, că și acolo sunt probleme, dacă nu e apă, iarăși sunt probleme. Problema aprovizionării cu apă în Spitalul Raional Ocnița astăzi este hotărâtă, dar s-a hotărât unilateral, fără ca paralel primăria Ocnița să hotărască problema de a construi stația de epurare a apei. Și astăzi am hotărât o problemă, începem a avea o problemă mai stringentă cu situația care este Centrul de Sănătate Publică. Vom fi împreună cu dumneavoastră și vă vom susține peste tot și vom coordona și vom cere și noi vreun bate alarmă ca să izbutim a avea stații de purificare a apei, fiindcă sănătatea populației, cu părere de rău, nu este prea bună. Noi astăzi avem în raion, dar și în localitatea Lipnic, comuna Lipnic, Paustova cu Lipnic, avem un nivel destul de mare de boli de rece acute, boli infecțioase, cauza cărora este poluarea mediului ambient cu ape reziduale, cu mase fecale și așa mai departe, și așa mai departe, cu diferite surse poluante. Noi astăzi avem, din cauza că apa nu este potabilă și nu corespunde cerințelor, probleme cu mai multe boli a aparatului digestiv, urolitiază și așa mai departe. Nitrații acționează asupra sănătății încet, dar dur. Nitrații distrug ficatul, ca ficatul, nitrații distrug globule roșii din sânge. Mai ales la copii. Methemoglobinemii se cheamă, adică nitrații ăștia distrug globulele roșii, eritrocitele din sângele copiilor și pe urmă avem anemii, leicoze, avem ce n-avem, niște situații foarte, foarte grave. Fântâna nu corespunde, apa din fântână nu corespunde, conține un nivel sporit de nitrați, este ca apa asta strict să nu fie folosit ca apă potabilă pentru băut, poate fi folosită numai ca apă tehnică pentru, eu știu, spălat podeaua, spălat ograda, spălat mașina. Orice care filtru nu l-ați cumpărat dumneavoastră, filtru nu micșorează nivelul de nitrați. Fântânile noastre tradiționale cu care ne mândrim și le facem zorzonele frumoase deasupra, în 92% sunt cu nivelul de nitrați sporiți. Bem o trapă. Nitrați, acolo unde sunt și unde să vă spun, nu-i scoate nimeni astăzi din fântânile dumneavoastră. Fântânile cele nu trebuie să fie apa, nu trebuie să fie folosită ca sursă de apă potabilă. Să folosim apă de băut, apă plată, apă din apeduct, apă din surse de profunzime și apă. Eu nu zic că toate fântânile din localitatea Lipnic sunt afectate, dar marea majoritate. Până la ce putem face ca să stabilim câteva fântâni, unii este cu un debit respectiv de apă, unii apa este bună și să recomandăm populației să bea apă de acolo. Și încă mai sunt niște situații, că atunci când, știind că bea apă poluată, apă care prezintă pericol pentru sănătate, în loc să cumpere, să folosească apă plată, apă din sursă, apă îmbuteliată, cumpără țigări, rachiu, bere, chipsuri, ce vreți dumneavoastră fața pământului, numai nouă apă plată pentru sănătate. Fântânile la indicatori sanitaro-igienici, sanitaro-chimici, nu corespund doar la doi parametri. Asta e boala raionului Ocnița. Fântânile din majoritatea localităților nu corespund la nitrați și la duritate totală. Duritate totală suntem amplasați într-un regiune respectivă unde este mult calcar, practic avem mina de cotilet și așa mai departe, așa mai departe. Se vede pe fondalul halatului că asta e proba zero, martor. E apa distilată, apă cu tot, apă distilată cu care tot reactivii distrat. Care i-am adăugat. Nu este colorată de fel. Noi am elaborat o metodă în așa fel ca probele care nu conțin mulți nitrați, nu se colorează de fel. Vreau să vă arăt documentul, certificatul. Este o metodă brevetată, deci este brevet de autor, Maria Sandu și colegii, care am transformat-o în metodă de câmp. Că breveta funcționează, lucrează în laborator, unde ai aparat, unde ai cântar, dar am transformat-o în metodă de câmp și iată în fața dumneavoastră
cum ați spus și dumneavoastră, se colorează, asta conține nitrat și proba aceasta conține chiar mulți șor nitrat. Cea mai importantă sursă de poluare este gunoiul de grajd și viceul. Maxim admisibil este 50 mg la litru. Miligrame la litru, 50. Mai puțin de 50, aici nu se colorează de fel. Dar mai mult de 50, de acum, apa este poluată. Orică nu-i curățită fântână, orică are surse de poluare, orică nu are capac, mai sus de 50. De la 50 până la 100, așa noi am făcut cercetările, de la 50 până la 100, e că nu are capac sau nu-i curățită fântâna. Dar mai sus de 100, 120, 150, de acum acolo e sursa de poluare. Vă rog. Da. Deci, furtună Valentina, 50. Pusnac Victor 70-80, Bărbuță Silvia 300, Caroma Valerian mai puțin de 40. Nu-i curățit de mine. Trebuie curățit. Dacă să mai ales eu. Da, nu zic eu. Până la 100 nu-i curățit. Nu-i rău, dar nu-i curățit. Da. Ea bună adunarea, dacă ar vine lumea să asculte, băi. Dar e și da și ei, da și ei, tot bună. Sunteți mulțumit de informația pe care ați primit-o? Extraordinar. Credeți că vă e utilă? Credeți că vă este utilă? Vă va fi utilă de acum înainte? E și este. Ce ați aflat despre calitatea apei la fântâna dumneavoastră? E cea mai bună. Felicitări. Mai puțin de 40. La dumneavoastră? E tot așa. Și să mă înțanet. Deja știți cum se sfătuiți și pe vecini? Păi și știți, pentru mahala că păzărtele au de ordine și nu e tămă murdărie și o fântâni. Da. Vreți, spuneți că aveți grijă de fântânile dumneavoastră, da? Și la animale. Apa care conține mult nitrați nu se poate de dat. Nitrații trec în lapte. Rezultatul este? Așa e sau nu? Care e de la de așa că transmiteți și la animale nu se poate acolo unde sunt nitrați. A, era frumos. Cum avem eu să fac atâtea analize acolo? Asta am avut în vedere. Păi așa și spuneam. Doamne, ce e asta? Dar păi, ea singură nu știe ce e. Nu mai filmați, că nu mai... De ce? Dar nu mai urât. E urât. Aici se izvoră cu bolte? Da. Deci el izvorăște în ăsta, beciu, da? În grădina. Atunci pe noi nu e. Da, și vine respectiv încoace. Asta înseamnă că are nitrate, nu? Nu știu. Nu, asta nu e obligatoriu să aibă nitrați. Asta e ceva ce de unde curge, deja acumulează. Apa trebuie să fie, de izvor trebuie să fie limpede și transparentă, nu incoloră și transparentă, dar asta e și un pic tulburi și gălbui. Iată, se vede. Da. Dacă asta e izvor, apoi eu...
De la spital vine sau din? Da, 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 aia care am văzut-o acolo, iată. Apa asta vine de la spitalul raional Lucnița. E în fond, este apă uzată, care, cum a spus anterior, directorul spitalului că zilnic se varsă circa la 20 de mii de cubi de apă uzată, care, cum am văzut anterior, se vin la fosta stație de pompare a apelor uzate, care la momentul actual este devastată și cum am luat imaginile anterioare și am văzut cum ea direct vine din țevile respective de la spital și curge prin satul Lipnic, care merge direct în izvorul râului Cubolta. Mai mult ca atât, poluând, emanând un miros extrem de neplăcut, trecând prin grădinile oamenilor, de unde, respectiv, pe lângă fântâni, putem vedea aici o fântână, care este foarte bine, oamenii au conștientizat la un moment dat că nu trebuie să se alimenteze cu apă care se află în imediată apropiere a acestor ape uzate. Și toată lumea așteaptă soluții, pentru care s-a spus și la întâlnire, s-au alocat bani, dar nu s-a soluționat până acum nimic.